Bertu a părăsit casa Mireasa. Din punctul meu de vedere, chiar cred că ar fi fost momentul. În ultima perioadă și-a jucat-o grav și a fost în defavoarea lui. Când a încercat să facă anumite jocuri, ați văzut că nu i-au mers. Cred că a fost momentul ca el să părăsească competiția cumva și să cum să o spun, că nici nu mai știu cum să o spun. Sper să-i fie învățătură de minte, ca pe viitor reacțiile lui să fie nu făcute așa ca să câștige din ele, să fie trăite, să fie simțite, cumva el n-a mai trăit și n-a mai simțit, a vrut doar să joace, a vrut să destabilizeze anumite cupluri ca să îi urce pe alții, cumva și-a făcut niște scenarii în mintea lui, crezând că este puternic și că poate el să schimbe lucrurile în casă. Din păcate sau din fericire, răul făcut cuiva voit se plătește la un moment dat și a fost momentul ca el să plătească, deși și-a dorit să rămână până în finală. Ce pot să-i spun este drum bun în viață, Roberto, să pe viitor să te gândești mai bine înainte de a face un rău voit, că de fapt despre asta este vorba, și să îți vezi de treaba ta, că până la urmă cam asta ar fi trebuit să faci acolo în competiție.